ziua. Ați fost convocat cu niște prinsă ordinară atunci în locat de luna octombrie, prin dispoziția primarului numărul 272. Sunt prezenți 13 consilieri locali, 2 online, domnul Meșterca și domnul Moraru Gabriel. Lipsesc doamna botezată Alina, domnul Ceangău și domnul Țaină. Ședința se poate desfășura în condiții normale, rog pe domnul președinte să vă conduce. Dacă sunt sfârșit asupra procesului verbal la ședința anterioară, dacă nu supun la procesul verbal la ședința anterioară, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Domnul președinte să preia conducerea. Bună ziua tuturor! Astăzi avem pe proiectul ordinii de zi a celei de 36-a ședinței din cel de-al 8-lea mandat al Consiliului Local următoarele proiecte. La punctul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Sâlnic Moldova, inițiator de economist Baciu Gărdă, primarul orașului. La punctul 2, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Sâlnic Moldova, numărul 103 din 23-6-2022, privind aprobarea acordului de parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru implementarea măsurilor active din planul de management și pentru elaborarea și implementarea cererilor de finanțare pentru situl Natura 2000, RO SCI 0230 Slănic, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitude în favoarea SCD Gas Grid de satul București, pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere rețea și branșament, gaze naturale, presiune redusă, strada Nemira și strada Eroilor, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. La punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ în scopul schimbarea destinației imobil din centru de perfecționare în unitate hotelieră și restaurant, strada Spătar Măhălucă, numărul 4, fostul Vasile Alexandrei, numărul 20, Sănic Moldova, județul Bacău. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. La punctul 5, proiect de hotărâre pentru modificarea HCL numărul 137 din 25 august 2022, privind însușirea testarea în domeniul privat al orașului Sâlnic Moldova, al unor bunuri imobile. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Și la punctul 6, proiect de hotărâre privind însușirea testarea în domeniul privat al orașului Sâlnic Moldova, a trei terenuri situate în zona străzii Zorilor, punctul 5. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Mai avem și pe lista suplimentară trei proiecte. Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții pentru Serviciul Public Local de Salubrizare Sâlnic Moldova, anul financiar 2022. La punctul 2, proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al Unității Administrative Teritoriale Oraș Sâlnic Moldova la data de 30 septembrie 2022. Și la punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru realizarea obiectivului intervenție în primă urgență, punere în siguranță a zidului de sprijin pe strada Mihai Eminescu în orașul Sâlnic Moldova, județul Bacău. Supun la vot proiectele de pe ordinea de zi, cele 6 proiecte. Cine este pentru? Mulțumesc. Și cele 3 proiecte de pe lista de suplimentare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abține, nu sunt. La punctul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Sâlnic Moldova. Inițiator, primarul orașului, economist Baciu Gheorghe. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, doar să transmit un salut la toți consilierii prezenți aici și cei care sunt online. Să le mulțumesc pentru că sunt prezenți și pentru că se implică în proiectele pe care noi le propunem și pe care ne le dorim foarte mult. La punctul numărul 1, bugetul de venituri și cheltuieli înseamnă doar o rectificare pentru asistență socială, pentru că situația financiară nu este foarte bună pe final de an și încercăm să mai aducem niște sume acolo unde este imperios necesar. Și asistența socială, sunt multe persoane cu handicap, sunt asistenți personal al unor persoane care și-au câștigat acest drept și este important să le oferim drepturile. Și cam atât, la punctul numărul 1. Dacă sunt alte discuții vis-a-vis cu punctul numărul 1 de pe ordine de zi, mă rog.
Dacă nu, supun la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Orașului Slănic Moldova numărul 103 din 23.06.2022 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru implementarea măsurilor active din planul de management și pentru elaborarea și implementarea cererilor de finanțare pentru situl Natura 2000 Slănic. Dacă aveți discuții sau alte în afara celor discutate la, pe comisii, vă rog, dacă nu, supun la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu? Mulțumesc. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid ESA Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrurilor de investiții, extindere rețea și branșament gaz naturale, presiune redusă, strada Nemira și strada Eroilor. Dacă sunt discuții, supun la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Nu. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ în scopul de schimbare destinației imobil din centru de perfecționare în unitate hotelieră și restaurant strada Spătar Măhăluca numărul 4. Fostă Vasile Alexandrin numărul 20. Sănic Moldova, județul Bacău. Dacă îmi permiteți, aș face și aici un comentariu. Este vorba de una dintre cele două clădiri care au aparținut Bank Post, care aveau ca destinație de pregătire profesională. Ele au fost vândute de către proprietari și acum sunt hoteluri, restaurante și este necesar să schimbăm funcțiunile pe zonele respective. De asemenea, vreau să vă spun că sunt bucuros că între timp, clădiri părăginite și terenuri au fost deja achiziționate și foarte curând vor fi puse în funcție. Un exemplu este Eurosan Clinic, o clădire care va funcționa de anul trecut, din luna mai, ca și spital de recuperare, respectiv o nouă capacitate care vine să utilizeze resursele noastre terapeutice. De asemenea, s-a vândut inclusiv... De anul viitor. Anul viitor, pe 28 mai, este deja planificată punerea în funcțiune și s-a vândut inclusiv cantina Nemira, care chiar era o rușine a noastră și este... Terenurile de lângă cantina Nemira și mai la vale, lângă Flora, inclusiv acum câteva luni s-a vândut hotelul Cerdac, rușinea noastră, și sperăm foarte repede ca investitorii să aibă proiecte. Se așteaptă în principal culoare de finanțare, pentru că viitoarele culoare de finanțare vor crea posibilitatea măcar 50% să finanțeze și pentru privat dezvoltarea de capacități. Dar este un semn bun și eu sper ca foarte curând să se îmbunătățească aspectul acestor clădiri, în principal, dar și generarea de locuri de muncă și celelalte aspecte benefice pe care noi le urmărim, creșterea veniturilor, bineînțeles, și alte priorități pe care le-am dat în această perioadă. Doar atât. Da. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții, pentru punctul numărul 4. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Orașului Slănic Moldova, numărul 137 din 25 august 2022, privind însușirea, atestarea în domeniul privat al Orașului Slănic Moldova, a unor bunuri imobile. Dacă sunt discuții, în afara celor ce am aflat la ședința pe comisii, vă rog. Supun la vot dacă nu sunt. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține? Nu. Și punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind însușirea, atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova, a trei terenuri situate în zona străzii Zorilor, punctul 5. La fel, dacă sunt discuții, dacă nu, supun la vot punctul numărul 6. Cine este pentru?
Împotrivă, abțineri. Da, mulțumesc. Pe lista suplimentară, la punctul 1 avem proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții pentru serviciul public local de salubrizare, Strănic Moldova, anul financiar 2022. Aici o precizare pentru cei care urmăresc materialul filmat. Serviciul de salubrizare are nevoie de echipamente. Practic sunt două triciclete pe care ne dorim, electrice, pe care ne dorim să le cumpărăm pentru îmbunătățirea calității serviciilor și eficiență, bineînțeles, pentru că foarte repede se deplasează cu tricicleta față de mersul pe jos. Și nu numai acest lucru, și faptul că acolo se pot pune atât deșeuri menajere, cât și anumite scule, mașini necesare pentru salubrizare. Și vrem să mai cumpărăm o mașină de dezăpezire pentru trotuare în principal, cu acționare manuală, cu motor termic, dar cu pentru locuri mai înguste, cu... Noi avem un utilaj de 3 ani de zile, dar și pentru ca să avem o rezervă, dar și dacă ninge abundent, atunci o să trebuiască să mergem simultan pe mai multe zone și aceste două obiective au fost prinse în lista de investiții la serviciul de salubrizare. Investiție care se face din rezultatul financiar din bugetul lui, nu este cazul să susținem de la bugetul local aceste cheltuieli. Da, mulțumesc. Dacă sunt alte discuții, dacă nu, supun la vot punctul numărul 1 de lista de suplimentare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor de execuție a bugetului consolidat al Unității Administrative Teritoriale Oraș Strănic Moldova la data de 30 septembrie 2022. Dacă nu avem alte discuții, supun la vot. Eu vreau puțin da? Să discut. Pentru că vorbim de execuție bugetară, spuneați dumneavoastră că nu există bani de navetă. La începutul anului s-au aprobat suma de 32.000. Există deschidere de credite. Din această sumă s-au achitat 15.038 de lei și au mai rămas 16.962 de lei. Se pot face oricând plăți. Avem nevoie doar de aprobarea de hotărârea Consiliului Local. Întrebare, de ce nu apare pe ordinea de zi, deși noi am depus documentația și în iunie și în luna trecută? Mulțumesc! Deschiderile de credite reprezintă o etapă în care creăm posibilitatea să plătim ceva. Plata se face din ceea ce avem. Păi avem. Respectiv, acest final de an ne-a dus într-o zonă în care nu putem să facem. Avem bani, înțeleg că ne-ați luat banii de acolo. Păi banii aceștia sunt aprobați deci, în buget. Dată, încă o dată, bugetul se aprobă într-o sumă și se execută într-o altă sumă. În sensul în care niciodată aprobarea bugetului de la început de an nu corespunde cu finalul bugetului respectiv. Eu vă rog să luați în calcul că imediat după anul, după ianuarie, când vor veni alte sume la bugetul local, vom crea posibilitatea să plătim foarte repede. Eu am rugămintea să ne faceți să ne spuneți dacă ați luat din acești bani. Deci dacă din cei 32.000, cheltuindu-se 15.000, cei 16.962, să înțeleg că i-ați luat de pe articolul acela? Nu i-am luat. Pentru că atunci există, se pot deci, face plăți. Încă o dată, nu este vorba de prognosticul bugetar versus realitatea există execuția bugetului. Nu există bani. Dacă ar exista, ați putea să faceți plata, fără să întrebați primărie. Păi putem face plata. Păi nu, dar noi nu putem face plata fără aprobarea CLE-ului. Știți foarte bine că fiecare lună
noi am aprobat și am hotărât. Și după hotărârea Consiliului Local s-a făcut plata. Deci noi am putea face plata, domnul primar, dar nu avem hotărârea Consiliului Local. Da. Sunt bani. Am vorbit și cu doamna contabilă, adică am discutat. Nu sunt bani. Ce nu sunt bani? Răspunsul este că în ianuarie voi pune pe ordinea de zi, maxim februarie, ca nu cumva să nu-mi respect promisiunea, naveta cadrelor didactice și chiar dacă legislația nu obligă ordonatorul de credite să deconteze naveta cadrelor didactice, promisiunea pe care am făcut-o rămâne că noi vom deconta și transmiteți-ne cadrelor didactice că o lună, două de întârziere nu reprezintă. Înseamnă iunie, doamna, deci doamna octombrie, eu când am venit, nu erau, eu când am ajuns primar, nu erau aceste naveta cadrelor didactice de 5 ani nu fusese decontată, da? De 5 ani. Haideți să nu încercăm. Deci, nu, eu vreau să vă spun și să conștientizez. Pare că trebuie să am spus în comisie, vă spun și acum. Eu vreau să conștientizez și pentru dumneavoastră și pentru cetățeni că suntem într-un an financiar foarte grav, pentru că noi când am aprobat impozitele și taxele în decembrie anul trecut pentru anul 2022, nu știam ce inflație și cât vor crește utilități și salarii și toate, ce nu știam că o să vină războaie. Deci să înțeleg, nu doar la dumneavoastră. Păi atunci unde sunt banii? Banii sunt în 1.300.000 de ron anul acesta. Avem cheltuieli suplimentare la curent, la gaz, la măturat stradal, la salariile care au crescut, salariul minim a crescut cu 350 de lei în decembrie anul trecut și noi nu avem de unde să punem banii aceștia, respectiv aș vrea să nu transformăm această discuție într-o problemă politică, nu, ci păstrați într-o zonă administrativă. De partea de mine, eu bun. Zic că sunt niște dumneavoastră, colegii, dumneavoastră aveți, rugat, doamna, eu le-am spus, v-am venit bun, întrebare, dumneavoastră vi se pare corect ca o persoană, un cadru didactic să facă naveta de la Nicolae Bălcescu în fiecare zi la Stănic Moldova pentru 980 de lei pe lună? Nu angajăm. Doamna Tudoreanu, știți cât costă o chirie la Stănic Moldova? Nu angajăm noi. Bun, și atunci eu îmi pun această problemă. Încă o dată, nu comentez. Dacă este într-un cadru legal și este că a semnat contabilul și avem avizele, voi face această propunere imediat ce vom avea bani. Vi se pare corect ca un asistent personal a unei persoane cu handicap să rămână fără indemniz, fără salariu, domnul, și noi să dăm prioritate. Bun, nu te uite. Eu administrez... Deci, o jumătate de an, colegii mei nu vor avea de cont. Nu chiar jumătate de an. Păi iunie, septembrie, octombrie, iunie, iulie, august, vacanțe. Vorbim septembrie. Nu, și da. Noi am venit în iunie. Școala a început pe 12 septembrie. Dar în iunie. Nu, a început pe 5, domnul primar. Pe 5. Deci avem septembrie, octombrie, noiembrie. Decembrie. Pentru că decembrie oricum venea în ianuarie. Da, și da? Iunie, noi am stat până pe 20-25 iunie. Bun. Dacă vreți să monopolizăm... Mulțumesc pentru răspuns. Vom vedea ce facem de acum încolo. Da. Avem și noi niște pârghii. Da. Supun la vot punctul numărul 2 de pe lista suplimentară. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri? Nu sunt. Doamna secretar. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de vizare a lucrărilor de investiție pentru realizarea obiectivului intervenție în primă urgență, punere în siguranță a zidului de sprijin de pe strada Mihai Eminescu, în orașul Stănic Moldova, județul Bacău. Dacă sunt discuții vis-a-vis de acest punct, vă rog, domnul Ainoi, vreți ceva? Spuneți-mi. Supun la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține. Domnul președinte, dacă îmi permiteți să fac o informare, atât pentru a clarifica niște lucruri vis-a-vis de comentariile care se fac în spațiu privat, dar mai ales pentru a cunoaște faptul că eu anul acesta am avut niște deplasări externe, unele dintre ele decontate 100%
de către, spre exemplu, am fost la Helsinki și a fost decontat 100% de proiectul european, am fost în Polonia și mă voi duce în Grecia și este decontat de către Asociația Națională a Stațiunilor Balneare, de fapt sunt fondurile europene pe care asociația le-a atras, dar cele mai multe deplasări au fost în, și vor fi în Basarabia, unde niciodată nu am decontat cazare și masă, pentru că dumnealor ne îngăzduiesc sau de cele mai multe ori mă întorc în aceeași zi, cum și mâine, de altfel mă duc dimineață la Iloveni și la Strășeni și mâine seară revin. Doar carburantul, adică folosesc mașina instituției și acest lucru trebuie să-l cunoașteți. Nu împovărăm bugetul local cu aceste cheltuieli și este important ca dumneavoastră să cunoașteți aceste aspecte și, bineînțeles, să fie specificate în procesul verbal ca să se cunoască. De multe ori m-am dus și însoțit și cei care m-au însoțit cunosc aceste aspecte. Suntem foarte bine primiți și, cel puțin în Basarabia, nu avem ce să... Bine, am fost și cu Asociația Stațiunilor Balneare, împreună cu 16 primari din România, într-o delegație a asociației, unde, de asemenea, acolo chiar nu am folosit nici măcar mașina instituției, pentru că ne-am dus cu microbus, totul a fost decontat de către asociație. În sensul acesta aș vrea să vă informez și vă mulțumesc pentru că mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Declar închise lucrările ședinței de astăzi. Mulțumesc pentru participare. Vă zic bună.